Un gorjan de 92 de ani din Stoina s-a vaccinat împotriva noului coronavirus. Bărbatul a mers ieri la centrul de vaccinare din comună pentru a se imuniza. Potrivită primarului localității, și alte două persoane de aceeași vârstă au decis să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2. În acest moment, procentul persoanelor vaccinate în comuna Stoina este unul destul de ridicat. Un gorjan de 92 de ani din comuna Stoina s-a vaccinat ieri împotriva SARS-CoV-2 la centrul din comună. Bărbatul nu a avut reacții adverse. Presupun că dorința de a trăi, deși 92 de ani e o vârstă destul de înaintată, dorința de a trăi fără probleme medicale și fără a trece prin contaminarea cu acest virus, presupun că au fost principalele motive pentru care dumnealui a optat pentru a se vaccina. În comuna Stoina, procentul de vaccinare este unul ridicat. La noi în comună, presupun prin acțiunile făcute de mine, de asistentul comunitar, de medicul de familie, cred că s-a vaccinat un procent destul de bun. Alți doi bătrâni de 92 de ani din aceeași comună au decis să se imunizeze. Nici aceștia nu au avut reacții adverse.